Bine v-am regăsit, sunt astrologul Luminița Ristea și în această filmare vă voi vorbi despre un moment de magie, un moment magic și anume Luna Nouă în Fecioară, care va avea loc în data de 7 septembrie la ora 3:51 dimineață, la gradul 14:37 Fecioară. De ce este această lună nouă importantă? Deoarece este ultima lună nouă înainte de echinoxul de toamnă, care va avea loc și vom mai avea și o lună plină în Pești, în data de 21 septembrie. Deci vom mai avea două lunații pe această axă Fecioară-Pești, care vor avea loc înainte de a trece acest portal, înainte de a face această trecere de la vară, din punct de vedere astronomic, din punct de vedere astrologic, de la vară către toamnă. Deci două momente importante, acum vom vorbi despre primul moment, deschiderea acestui portal în Fecioară și, bineînțeles, vorbind despre această axă Pești-Fecioară, nu putem să vorbim decât despre puțină magie. Pentru mai multe informații despre horoscopul lunii septembrie, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea. Dați like, subscribe sau apăsați butonul Join alătură-te dacă doriți să faceți parte din comunitatea membrilor. Vara trecut. Cine s-a distrat, s-a distrat. Cine s-a plimbat, s-a plimbat. Foarte bine, spre norocul lor. Cine nu a cam pierdut trenul? A pierdut trenul plăcerilor, acest tren al răsfățului verii și, bineînțeles, că vom continua să muncim ca și până acum. Haideți să vedem cum se manifestă această lunație, această lună nouă în Fecioară. Este vorba de această conjuncție între soare și lună în zodia Fecioară. La acest grad 14:37, și vorbim despre această alăturare, această îmbrățișare care are loc între soare și lună. Primul lucru, ne uităm la ascendentul momentului acestei lunații, care este în leu, da? Aș numi acest lucru, acest moment de nostalgie după vara care a trecut, acest sfârșit al plăcerilor, acest sfârșit al relaxării. Deja tendințele acestei toamne sunt trasate, intențiile sunt foarte clar definite pentru acest nou început. Conjuncția dintre soare și lună la gradul 14:38 în Fecioară este în harta momentului, după cum vedeți pe ecran, în domeniul legat de bani, în domeniul legat de resursele financiare. Un domeniu legat poate de un nou loc de muncă, de noi aptitudini pe care putem să le folosim acum. De fapt, ne setăm intențiile, ne plantăm aceste semințe pentru a activa noi aptitudini pe care le vom folosi în viitor pentru a ne mări veniturile. Luna, în conjuncție cu soarele, în Fecioară, fac un trigon cu Uranus, Uranus care este în retrogradare, Uranus în Taur, la un minut distanță. Deci foarte, foarte apropiat acest trigon. Trigonul știți că este un aspect divin, un aspect pe care trebuie să-l activăm, trebuie să-l inițiem, trebuie să-l conștientizăm. Și dacă ne uităm la acest trigon, vorbim despre Uranus în Taur, vorbim despre, din nou, despre această concentrare pe aspectele materiale ale vieții, dar dintr-o altă perspectivă, altfel decât am făcut-o și până acum, așa încât recomandarea este să vă setați intenții pentru această zonă legată de partea aceasta materială, cu totul și cu totul altfel decât v-ați gândit până acum. Gândiți-vă la o altă perspectivă, gândiți-vă la un nou mod de a obține venituri, gândiți-vă la talente pe care puteți să le folosiți, gândiți-vă la ce altceva puteți să faceți sau, dacă nu vă place ceea ce faceți, ce puteți să schimbați, ce noi începuturi puteți să plantați. Această lunație are și un gardian foarte, foarte sever și anume este Marte în Fecioară, care practic ne grăbește, ne mână de la spate să ne reorganizăm, să ne adunăm de pe drumuri,
să lăsăm visele la o parte, e opoziția aceasta Marte în Fecioară cu Neptun în Pești, și să fim mult mai realiști în gestionarea finanțelor, a planurilor financiare, investițiilor financiare și cum gestionăm și banii altora, în special dacă lucrăm în domeniile financiare. Din punct de vedere material, suntem susținuți, bineînțeles, această conexiune se face la nivel mental, de un frumos trigon pe aer. Avem Mercur în balanță, Saturn în vărsător și Lilith conjunct cu nodul nord în gemeni, care ne asigură această protecție, gânduri armonioase și clare. Și aici este o virgulă și aici este o atenție, dacă nu ne scufundăm în frici, în regrete, în comunicare compulsivă, în iritabilitate, în intenții de joasă vibrație, de a-i manipula pe ceilalți prin puterea cuvântului. Să nu uităm că această lunație este guvernată de Mercur, Mercur care este în balanță și care vine cu această putere a dialogului, a armoniei, în comunicare, în relaționare și în socializare. Cei doi benefici, Venus în balanță și Jupiter în vărsător, își fac bezele de plăcere, deoarece discută, relaționează în mod armonios, chiar dacă Jupiter vine cu lecții la pachet de integrat, dar le integrăm de plăcere și fiindcă simțim că avem nevoie de ele pentru a se deschide o altă perspectivă în relații și în comunicarea, în relații. Marte în Fecioară este într-un dialog foarte strâns, dar în tăcere cu Jupiter în vărsător, deoarece vorbesc două limbi diferite și încearcă să găsească un translator. Avem Marte în conjunct cu Jupiter, Marte în Fecioară în conjunct cu Jupiter în vărsător. Această lunație poate seta noi direcții legate de finanțele personale în cuplu, de implicația fiecărui partener din punct de vedere financiar, de reorganizarea priorităților financiare în cuplu. Cartea de tarot pentru această lunație, lunația are loc într-o zi de 7, o puternică zi de 7, este Caleașca sau Faetonul, arcana majoră numărul 7, care exprimă energie și progres. Viața merge înainte și după această vară fierbinte și ne pregătim pentru noi destinații în care vom balansa mentalul cu emoționalul în viața noastră. Acum, este vorba de această acțiune, faetonul sau caleașca, la nivel de intenție, acea acțiune care este acum plantată, este setată în mintea noastră, acolo unde ne proiectăm viitorul și unde ne proiectăm obiectivele pentru următoarele 6 luni de zile, până la următoarea lună plină în Fecioară, din data de 18 martie. Ce putem să mai folosim cu ocazia acestei lunații, ținând cont că avem o lunație în termen de pământ, da? Vorbim de pământ, vorbim de ancorare, vorbim de substanță, putem să folosim foarte mult cristalele în a ne seta aceste intenții. Eu am adus aici câteva cristale pe care puteți să le folosiți, este carneolul, puteți să folosiți, bineînțeles, puteți să folosiți ametistul, puteți să folosiți florina. Vă conectați la energia cristalelor. Energia cristalelor rezonează foarte, foarte bine cu această energie de pământ a Fecioarei și atunci puteți să primiți din înțelepciunea cristalelor, să primiți din toată această înțelepciune înmagazinată în cristalele pe care le aveți în colecția voastră, să le țineți în mână, să le țineți lângă inimă, să le țineți aici lângă sufletul vostru pentru a putea să vă setați intenții. Nu uitați, setați-vă intenții într-un spațiu curat, setați-vă intenții într-un cadru sacru pentru ca aceste intenții să vină în acest spațiu curat și să puteți să transmiteți universului intenții adevărate, intenții care vin direct din inima voastră. Și pentru a putea să integrăm această energie a acestei lunații, vorbim despre magie, da? Haideți să facem și puțină magie acum și să folosim acest nou set pe care l-am, acest set de portal, Gateway, Oracle Cards, acest set de portal al lui Dennis Lin, și
să primim câteva mesaje legate de această lunație. Haideți să vedem care este contextul în care are loc această lunație, da? Ia să vedem care este contextul în care are loc această lunație. Și contextul în care are loc această lunație este contextul în care plantăm semințele, planting seeds. Deci, mai e nevoie de ceva? Cred că această carte ne spune totul, da, mi-a luat înainte. Deci, tot ce am spus eu până acum este, să spun așa, este sintetizat în această carte. Mesajul este, semințele grației sunt plantate într-un sol fertil al sufletului meu. Deci, așa cum am spus, contează foarte mult și cum plantați semințele. Contează foarte mult spațiul sacru pe care îl creați și contează ca acest canal prin care vă transmiteți aceste intenții către univers să fie un canal curat. Deci, contextul este acest context de a planta semințele. Super! Haideți să vedem ce ne blochează în plantarea acestor semințe. Și ne blochează în plantarea acestor semințe faptul că nu ne ascultăm, nu ne ascultăm inima, deci nu ne ascultăm conexiunea pe care o facem cu inima noastră. Deci ascultați-vă mesajele care vin, aveți încredere în mesajele care vin de la inima voastră, da? Deci acest lucru ne poate bloca în plantarea semințelor, da? În plantarea intențiilor. Mai departe, haideți să vedem ce ne ajută. Ce ne ajută cu ocazia acestei lunații și ne ajută două lucruri cu ocazia acestei lunații. Să privim totul cu această bucurie a copilului, această bucurie a copilului interior, să fim într-o stare de bucurie, să fim într-o stare de fericire, acest copil jucăuș al soartei. Și în același timp ne mai ajută de asemenea să creiem, să dăm naștere. Deci din nou acest început, vedeți, giving birth, a da naștere, aduc la iveală, deci scot la iveală, aduc ceva nou și dinamic, această energie nouă și dinamică în lume. Vedeți, este acest ou în care este această persoană care se pregătește ca să se nască. Deci, din nou un context al începutului, un context legat de această plantare a semințelor, foarte frumoase mesaje și haideți să vedem și mesajul de la divinitate pentru noi cu ocazia acestei lunații. Deci mesajul de la divinitate pentru noi este să spargem barierele. Deci nu vă fie frică să vă puneți dorințe foarte puternice, nu vă fie frică să aduceți la suprafață visele voastre care poate vi s-au părut a fi de nerealizat și spune aici expandez dincolo de limitări într-o stare de libertate și într-o stare de bucurie, deci din nou bucurie, dar mesajul de la ghizii noștri spirituali este să avem curajul, să ne punem intenții dincolo de ce gândim noi, să avem acest curaj de a visa, dream big, de a ne pune intenții la un nivel foarte, foarte mare. Deci, foarte, foarte puternică această lunație. Eu vă aștept în comunitatea membrilor, unde vom avea, ca de obicei, vom avea ritualul special pentru această lunație de lună nouă în Fecioară, vom avea și meditația pe care Laura, ca de obicei, ca o mare maestră, ne o pregătește cu ocazia acestui moment. Deci vă aștept alături de noi în comunitatea membrilor și probabil că dacă timpul se aliniază cu programul meu, vom avea și un live în care putem să extragem cărți oracol, cărți cu mesaje pentru această lunație. Vom vedea, să lăsăm universul să creeze, să lăsăm universul să lucreze alături de noi.
Noi ne revedem pe pagina mea de internet lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook Astrolog Luminița Ristea și aici pe canalul de YouTube, unde dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul Join alăturate și sunteți mai aproape de mine. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!